Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, preacucernici părinți, iubiți credincioși, cu îngăduința lui Dumnezeu, iată, am ajuns cu toții și la acest praznic măreț care este al tuturor sfinților, care este și ramul acestui sfânt locaș. Este totodată sfârșitul unei perioade numite a Pentecostarului. Pentecosta înseamnă 50 de zile. Știți că de la învierea Domnului, de la Sfintele Paști și până la Făgăduirea Duhului Sfânt, sunt 50 de zile sau 7 săptămâni plus o zi. La aceasta se mai adaugă încă o săptămână, a 8-a, și am ajuns în această duminică, prima după Rusalii, care este dedicată, care este o prăznuire a tuturor sfinților care au fost, care sunt și care vor mai fi până la sfârșitul veacului. Este o istorie cu această sărbătoare. Una dintre istoriile mai lumești, mai istorice, este aceea că împăratul Leon al Bizanțului a vrut să facă o biserică închinată soției sale, Teofana, care a avut o viață sfântă. Ceilalți au spus că poate nu se cuvine ca așa de repede să se facă deja o... Era un fel de cult, cum am spune astăzi, al personalității. Să se facă deja o biserică închinată unei împărătese. Și atunci, rânduiala bisericii și hotărârea bisericii pe care și împăratul a acceptat-o, a fost acea biserică din Constantinopol, care era aproape de... E scris în cărțile noastre, acolo la Naxar, care era aproape de o biserică mare a Sfinților Apostoli, această biserică să fie dedicată tuturor sfinților. Ideea a fost că dacă împărăteasa Teofana a fost sfântă, apoi se putea să nu urma să se numere și ea între toți acești sfinți care urmau să fie pomeniți. Aceasta este, dacă vreți, o istorie, cum am spus, mai lumească a lumii acesteia. Dar există și un înțeles mult mai adânc. Că am putea să ne întrebăm de ce s-a pus acum, în cursul anului bisericesc, această sărbătoare. Știm că înainte de învierea Domnului a fost o altă perioadă, tot așa de 8 săptămâni, tot o 50-ime, o 40-ime, depinde cum o socoteam, care este a triodului. În perioada aceasta a triodului se numea triod pentru că se cântau la canoanele de la Utrenie de multe ori câte 3 ode. Canoanele de obicei au 9 ode, din care a doua nu se cântă, dar acum de obicei erau multe cântări de 3 ode, 3 cântări, 3 strofe, dacă vreți, sau 3 șiruri de strofe. În această perioadă a triodului, în care știm cu toții că tot atunci cade și Sfântul și Marele Post, se face amintire de toată această istorie, știți? De la căderea în păcat, de la izgonirea din rai, până la sfârșitul lumii, știți cum zice? Și mergem, încep prin acest post până la patimile, în săptămâna patimilor și apoi învierea Domnului. După învierea Domnului urmează această perioadă a Pentecostarului. Este o rânduială care nouă creștinilor ortodoxi și creștinilor în general trebuie să ne aducă aminte de istoria mântuirii, istoria creației și apoi istoria mântuirii. Anul bisericesc, care începe, poate știm cu toții, pe 1 septembrie, are această, cum zice, prezentare a întregii istorii a creației, lumii, a tuturor celor văzute și nevăzute și apoi a mântuirii noastre. De la 1 septembrie avem vreo 7 zile care închipuie facerea lumii și desăvârșirea acestei lumi, iar apoi avem imediat a 8-a zi, la plinirea vremii, nașterea Născătoarei Dumnezeu, primul praznic. Și urmă încep toate celelalte. Pentru că prin nașterea Născătoarei a început deja istoria mântuirii noastre. Și apoi toate celelalte sărbători împărătești sau ale sfinților mai mari sau diverse evenimente până astăzi. Iar sfârșitul se face la sfârșitul anului bisericesc, pe 31 august, când este vorba de punerea în raclă a brâului Maicii Domnului. Maica Domnului închipuie lumea aceasta, închipuie biserica, închipuie lumea aceasta care devine biserică. Pentru că mântuirea noastră în lume a început prin Maica Domnului, unde prima oară s-a pogorât în chip minunat, sub oblăduirea Duhului Sfânt, Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Și cum spun slujbele noastre, cântările din slujbele noastre, luând trup din trup și sânge, din sângele și trupul Maicii Domnului. Așadar, ne aflăm acum la Duminica tuturor Sfinților. Ne-am putea întreba, iarăși cum am spus mai înainte, de ce s-a pus acum această slujbă? Pentru că s-a încheiat toată istoria
mântuirii noastre cea văzută pământească. Odată cu înălțarea la cerul a Mântuitorului nostru, iar după 10 zile la cinzecime, prin pogorea Duhului Sfânt, iubiți credincioși, noi intrăm într-o cu totul și cu totul altă realitate. Este o biserică, este deja o istorie sfântă. Nicăieri nu scrie sau nu se învață că după ce Duhul Sfânt s-a pogorât în biserică, ar mai fi plecat vreodată. Noi, iubiți credincioși, în biserica creștină, în biserica ortodoxă, suntem sub oblăduirea și în prezența mereu a Harului Duhului Sfânt. Duhul Sfânt, în Duhul Sfânt, este și Tatăl și Fiul împreună cu noi. Întreaga Treime. Duhul Sfânt, iubiți credincioși, și noi toți, toată creația și noi oamenii în special, cei făcuți după chipul și asemenea lui Dumnezeu, suntem sfințiți. De aceea se numește Duhul Sfânt, pentru că orice sfințenie este la Duhul Sfânt. Iar un sfânt mai aproape de zilele noastre spune că rostul vieții noastre pe acest pământ este să dobândim acest Duh Sfânt, această lumină a Duhului Sfânt. De ce aceasta? Știți că noi oamenii suntem făcuți de la început cu trupul acesta văzut prin simțuri și așa departe și în același timp am primit prin suflare dumnezească Duhul acela de viață. Că altfel ați văzut un om când moare, nu mai respiră. Duhul pleacă, rămâne doar trupul. Ei, iubiți credincioși, în partea aceasta nevăzută, noi suntem deja părtași la împlinirea tuturor făgăduințelor lui Dumnezeu. Ce înseamnă aceasta? Și de aceea am spus că din acest moment când se termină Pentecostarul, cea de-a 8-a săptămână a Pentecostarului, sunt aici, ca să înainte de a merge mai departe, trebuie să ne aducem aminte că există o simbolistică. Există un fel de învățătură ascunsă care ne spune că acest număr 8 este un chip al împărăției lui Dumnezeu, un chip al veșniciei, al veacului ceva să fie. De aceea avem în Pentecostarul acesta 8 săptămâni. Spunea Sfântul Vasile cel Mare că, știți, prima săptămână de după Paște se numește Săptămâna Luminată. De ce se numea Săptămâna Luminată? Pentru că spune că în această săptămână, la fel ca la început, trăim duhovnicește în Împărăția lui Dumnezeu, nu mai este noapte, nu mai este niciun fel de întuneric. Și toată săptămâna este ca o singură zi. O singură zi luminată a Împărăției lui Dumnezeu. Tot Sfântul Vasile cel Mare spune că apoi, următoarele 7 săptămâni sunt ca o săptămână de săptămână, săptămână de mari zile săptămânale, care toate sunt luminate. Iar a 8-a zi, a 8-a săptămână, dacă vreți, care suntem cu care am trecut acum și am împlinit această perioadă a Pentecostarului, ne închipe nouă această, ca o icoană nevăzută, dar învățată, ne descopere nouă această împărăție a lui Dumnezeu. Iubiți credincioși, în Duh, dacă avem credință și dacă Duhul ne luminează sufletele și inimile, noi suntem în partea nevăzută deja trăitori în Împărăția lui Dumnezeu. Pentru că ce este biserica? Iarăși ne spun cântările și învățătura bisericii. În biserica slavei tale în cer mi se pare a fi. Acesta este cerul pe pământ. E adevărat că partea trupească ne trage încă jos. Când ieșim din biserică și intrăm iarăși în lume și uităm de liturghie, de slujbă, începem iar să fim așa rătăciți. Mintea noastră, Duhul nostru se astupă puțin pentru Duhul Sfânt și atunci începe să credem alte duhuri. Începe să avem griji, începe să avem dușmănii, începe să avem lăcomii, începe să avem multe răutăți care duhurile mici necurate, acelea care ne corup și ne strică nouă sufletele. Și atunci devenim, iar ne stricăm puțin în lumea aceasta. De aceea mereu trebuie să ne întoarcem la rugăciune. Când suntem în rugăciune, iubiți credincioși, suntem atunci în Duhul Sfânt. Noi ne rugăm, venim acum, întorcând de acum la această sărbătoare tuturor Sfinților, noi ne rugăm la toți Sfinții. Acum când suntem toți Sfinții, trebuie să înțelegem nu numai Sfinții care nu-i cunoaștem. În acești toți Sfinții înseamnă, iubiți credincioși, începând cu însuși Dumnezeu care singur e Sfânt, Sfânta Treime, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, urmează apoi în ordinea aceasta dumnezeiască, Născătoarea de Dumnezeu, ceea ce este mai cinstită decât heruvimii și mai mărită, fără de asemănare decât serafimii, decât puterile îngerești. Apoi urmează cetele îngerești, cele 9 cete îngerești, începând cu tronurile, serafimii, heruvimii, până la îngeri și stăpânii și începătorii. Și apoi, iubiți credincioși, urmează nenumărații sfinți, cum am spus, știuți și neștiuți. Avem învățători, avem ierarhi, avem pusnici, avem femei, avem bărbați, avem copii, avem oameni foarte bătrâni. Toți aceștia de-a lungul veacului și până acum și de acum înainte. Și încă începe sfințenia aceasta din vechime, de la Sfinții Patriarhi, Abraham și toți ceilalți pe care îi știm.
mergând prin proroci, iarăși ai Vechiului Testament, până la Ioan Gură de Aur, până la Ioan Botezătorul, și apoi toți Sfinții Biserice, dintre care mulți îi cunoaștem, am slujit astăzi liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur, dar sunt mulți alții, Vasile cel Mare, nenumărați, Grigore, teologul și mulți alții nenumărați, până în zilele noastre. Și în zilele noastre, iubiți credincioși, avem mărturisitori, martiri pentru credință, care mărturisesc credința în vremuri, în locuri și în vremuri foarte periculoase și care aduc mărturie. De fapt, Sfinții, noi de multe ori avem o mică problemă cu noi înșine. Noi ne rugăm la Sfinți, ne rugăm să ne ajute, să mijlocească la Dumnezeu, să se roage pentru noi, pentru neputințele noastre. Și de multe ori rămânem cu aceasta. E și aceasta o mică ispită și o mică rătăcire. Să știți că mai mult decât mijlocerea lor pentru noi, Sfinții trebuie să ne fie niște modele. Sfinții ne arată nouă, ne arată nouă această aspirație către dumnezeire, către împărăția lui Dumnezeu. Noi, cum spuneam aici în lumea aceasta, suntem foarte ispitiți. Doar în biserică și în rugăciuni ni se aduce aminte de Duhul Sfânt, ni se desface mintea, ni se luminează sufletul, dar când ieșim din biserică, ce se întâmplă? Cum am spus, grijile, acum avem în vremurile mai noi multe alte ispitiri. Ne uităm la, avem ecrane mari, televizoare din ce în ce mai mari, ne ocupă tot orizontul. Nu mai ne uităm pe geam, la nor, la soare, la lună. Nu, ne uităm la televizor să vedem. Nu uităm dacă plouă sau ninge, ne uităm la ce zice televizorul, cei mai în vârstă. Avem filme, avem seriale care le urmăm ca la rugăciune, ca la canon, cu sfințenie. Ăștia mai mici, copiii mai mici sau tinerii, au toți televizorul la purtător, ați văzut. Au acele telefoane mici, smartphone sau cum vreți, sau tablete, sau computere. Au internet și atunci toată lumea stă acolo. Oare aceea ne aduce nouă adevărată lumină sau este numai o rătăcire? Să ne gândim numai ce se întâmplă cu noi atunci când stăm și ne uităm la un ecran din acesta. Este mintea noastră trează, ființa noastră omenească, după chipul lui Dumnezeu, chipul și asemenea Dumnezeu, este acolo sau mintea noastră e pierdută? Suntem ca beți. Știm că nu este bine să te înveți, știm că nu e bine să fumezi. Sunt multe vicii în acestea care erau și înainte și care mai sunt și acum. Dar acum au apărut diferite noi. Noi ne pierdem mințile stând cu orele. Socotiți că în fiecare zi stați câte o zi, câte o oră. Dar sunt unii care stau 5-6 de dimineață până seara în fața ecranului. Dar să socotiți o zi pe oră, pe zi. O oră pe zi, pardon. Sunt 365 de zile într-un an. Și gândiți-vă 365 de ori, dacă în pasă la 24, câte zile, zi și noapte, zeci de zile, dar gândiți-vă într-o viață întreagă. Și noi de multe ori ne rătăcim mințile. N-ar fi mai simplu și mai bine ca să avem o mică rugăciune, să fim cu gândul la Dumnezeu sau măcar să fim cu gândul la aproapele nostru. Tinerii mai noi nu mai pot să fac copii, că nu mai au timp, este foarte greu să crești copil. Dar timp de distracție, de televizor avem. Atunci avem puțin alt. Nu numai neamul omenesc. O mare parte din neamul acesta creștinesc, rasa, albă, cum se zice, se împuținează, că nu mai avem timp și că suntem foarte ocupați. Dar avem timp pentru 1000 de astfel de mici rătăciri. Sfinții iubiți credincioși, pe care îi pomenim astăzi și în fiecare zi a calendarului bisericesc este unul sau mai mulți sfinți. Mai mari, mai mici, depinde, Dumnezeu știe rânduiala lor. Sfinții ne aduc aminte care este adevărata purtare a omului pe acest pământ. Nu este raiul încă pe acest pământ, dar iubiți credincioși, dacă după chipul Sfinților, ne străduim măcar puțin prin rugăciune și prin participare la această slujbă, care e rugăciune pentru noi neputincioși și slujba asta este tare prețioasă. Când mergem la slujbă, sunt unii mai puternici în rugăciune, au mai multă râvnă, alții suntem mai slabi, mai neglijenți. Ei, când ne adunăm cu toții, aceia mai slabi ne trag și pe noi. Și mai ales, iubiți credincioși, ne trag Sfinții Bisericii pentru care sunt aici totdeauna împreună cu noi. Poate ați auzit rugăciuni că Stăpâne, Doamne Dumnezeu nostru, care ai așezat cetele și oaștele tale în cer, fă ca acestea să fie și cu noi aici. Deci noi când spunem aceasta, amintim că aici, iubiți credincioși, în chip nevăzut, fiind în împărăția lui Dumnezeu, toți îngerii lui Dumnezeu sunt împreună cu noi. Nu vă închipuiți că o parte sunt aici, o parte sunt în altă parte. Duhovnicește, nu-i ca în cele trupești. Toate sunt aici cu noi cu toți. Iar la urmă, iubiți credincioși, de fapt, toată nădejdea noastră este nădejdea învierii și a vieții veșnice. După această sărbătoare de astăzi, începe ceea ce se numește perioada octoihului. Să știți că octoihul înseamnă 8 glasuri, cele 8 glasuri care, după numărul acela, cum v-am spus, numărul acela sfânt al împărăției lui Dumnezeu, al veșniciei, al veacului ce va să fie, noi în fiecare săptămână cântăm un alt glas. Glasurile au început toată cu învierea.
Că atunci ne mai fiind zi și noapte, ne mai fiind astrele ca în lumea aceasta pământească, cântările îngerești, care le cântăm și noi în biserică, sunt cele care dau ritmul împărăției lui Dumnezeu. Și avem primul octoih, acest penticostal. Iar începând de acum, încep cântările cărții acele anumite octoih. Iar octoihul mare, știți ce titlu are? Spune așa, octoihul mare, sau atenție, cântările învierii, pe cele 8 glasuri, pentru toate zilele săptămânii. Nu este zi până la viitoarea înviere în care noi să nu cântăm în biserică. Știți că fiecare zi în biserică se fac slujbe. Noi de multe ori în biserică de mir mai facem mai rar, sau poate duminica sau la sărbători, dar în mănăstiri, în catedrale și nu în biserici, se face în fiecare zi slujbă. Și în fiecare zi noi cântăm această cântare a învierii. Întreagul an bisericesc, cum v-am spus că prima săptămână luminată, păi apoi aceste 7-8 săptămâni, toate aceste săptămâni, serii de câte 8 săptămâni care de fapt nu mai sunt 8, sunt niște octave și niște 8 zile la un loc. Tot acest an bisericesc este ca o singură zi neînserată a împărăției lui Dumnezeu. În Duh. Pentru că în rest, cum am zis, cu trupul mereu ne sare mintea și, cum se zice, Duhul ni se slăbănogește și începem să ne rătăcim. Ieșim din biserică, ne scurăm toată dimineață, nici n-apucăm să zicem, Doamne ajută, sau mai știu eu vreo rugăciune, acolo măcar așa Doamne înviește, și mintea noastră deja stai într-o parte în alta. Ne luăm după omul, nu clevetim, bârfim, aflăm zvonuri, prostii. Am putea să întrebăm, ce mai ținem noi minte din ce am văzut? Întrebați-i pe copii sau să întrebăm pe noi niște. Ce am văzut acum o săptămână la televizor? Ce am văzut acum 2 săptămâni? Acum 2 luni? Acum 2 ani? Acum 10 ani? Acum 15 ani? Ține minte ceva, mi se spală creierul și trăim degeaba. Dar ceea ce se propovăduiește în biserică, ceea ce se păstrează în biserică este veșnic. Unii zic, păi dar tot repetăm același lucru. Nu le repetăm, ele sunt veșnice. Nu sunt lucruri care se schimbă. Învierea Domnului, aici ca să facem anul ăsta înviere, la nu ce mai facem? Hai să mai inventăm ceva. Că nu, așa, nu sunt așa spectacolele. Hai să dăm un film, hai să dăm un alt film. Aici nu-i vorba de film. În biserică, iubiți credincioși, se descoperea dumnezeiască cea veșnică. Aici în biserică suntem în intrarea, sau suntem deja cu privirea prin ferestrele împărăției lui Dumnezeu. Acestea nu se schimbă de la una la alta, nu sunt o distracție. Aceasta este, cum am spus, taina și descoperirea lui Dumnezeu. Iubiți credincioși, facă bunul Dumnezeu ca având în fața ochilor inimii noastre, totdeauna pilda sfinților, tuturor sfinților pe care îi pomenim și astăzi, oricare ar fi la cei mai mari până la cei mai mici, și noi, iubiți credincioși, în clipele vieții acestea pământești, care le mai avem de petrecut, să încercăm să le facem cu folos. Pentru că vremea acestei vieți este o vreme de încercare. Nu aici se sfârșesc toate lucrurile. Se pot sfârși aici dacă facem foarte rău. Dar aici suntem chemați ca să luptăm, să luptăm duhovnicește mai ales, să ne îmbunătățim, să nu ne dăm duhurilor necurate, ci mereu să avem privirea sufletului către Duhul cel ceresc, cel dumnezeesc. În așa fel încât, la sfârșitul tuturor lucrurilor, după judecata cea de-apoi, iubiți credincioși, cu toții să devenim vrednici moștenitori a împărăției cele veșnice, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Domnul Iisus Hristos, Dumnezeul nostru, trebuie mâncarea, băutura și pe robii de aceștia, că Sfânt ești doar una cu și cură și în veșnicilor. Amin.